Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu Atotputernicul, care a făcut cerurile și pământul, care a făcut apele și vântul, care a făcut marea și uscatul și care a făcut omul după chipul și asemănarea sa. Ne-a făcut Dumnezeu pe acest pământ datorită milei și îndurării sale, slăvit să fie numele Său cel mare. Aș vrea în acest videoclip să vorbesc despre credință. Pentru că fiecare om de pe planeta Pământ are credință. Are o credință. Dar foarte mulți oameni au credință care nu ajută la nimic. O credință falsă. O credință care nu este o credință bună. O credință care nu duce în raiul lui Dumnezeu. Dragul meu, ce fel de credință ai tu? Prin credința care tu o ai, îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu? Este Dumnezeu Tatăl tău? Stai tu de vorbă cu Dumnezeu? Ascultă Dumnezeu rugăciunile tale când te rogi? Simți tu prezența lui Dumnezeu? Simți tu puterea celui preanalt? L-ai primit tu pe Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Domn în viața ta? Este Hristos Domnul și Mântuitorul tău? Ce fel de credință ai tu, dragul meu? Pentru că în lumea în care noi trăim sunt foarte multe credințe. Unii spune, eu cred așa, eu cred asta, eu cred asta și fiecare crede ceva. Și aș vrea să-ți vorbesc despre o credință degeaba. O credință care n-ajută la nimic. Care nu este valoroasă și care nu duce în împărăția lui Dumnezeu. Și totuși oamenii din credința aceasta sau din religia aceasta se duc tot mereu la locurile de închinare și se duc tot mereu la slujbele care se fac în adunările lor. Și totuși la capătul vieții lor aceste suflete nu vor ajunge în raiul lui Dumnezeu. Și iată, să vă spun doar câteva dintre ele, să vedeți ce înseamnă să crezi degeaba. Aș vrea să vă spun în primul rând despre budiști. Budiștii au o credință și ei cred într-o piatră care se numește Buddha, într-un Dumnezeu al lor cu numele de Buddha. Totuși, acești oameni se închină acestui Dumnezeu, unui Dumnezeu de piatră, unui Dumnezeu fals. Și acești oameni care sunt budiști, ei cred că ajung în rai lui Dumnezeu. Dar nu există mai mult raiul, că există doar un singur rai, raiul în care este adevăratul Dumnezeu. Și oamenii aceștia cred că ei ajung în raiul lui Dumnezeu slujindu-i unei pietre, închinându-se lui Buddha, trăind astfel în păcatul acesta de idolatrie. Vedeți, dragii mei, acești oameni are o credință degeaba. Se duc la adunările lor, se închină la Dumnezeii lor și totuși la capătul vieții lor ei se vor trezi în focul veșnic. La fel sunt și musulmanii care nu-L acceptă pe Iisus Hristos ca singurul salvator și mântuitor și răscumpărător al omului din păcat. Musulmanii se duc la moschee cu sutele, cu miile și se închină lui Allah, dar fără să accepte că Iisus Hristos a murit pe crucea din dealul Golgota pentru salvarea lor, pentru păcatele lor. Și oamenii aceștia postesc când e Ramadanul. Oamenii aceștia postesc când postesc. Oamenii aceștia se închină în moșeele lor. Oamenii aceștia fac slujbă în moșeele lor, în adunările lor. Se îmbracă femeile într-un chip de cuvincios, invidiat pentru alte femei, mai ales pentru femeile creștine care nu știe să se mai îmbrace cuvincios.
Și totuși, religia aceasta musulmană și religia budistă este o credință degeaba. De ce? Pentru că ei nu l-au ca mântuitor și domn pe Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Biblia spune, cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața, zice Biblia. Biblia mai spune căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el, adică în cine? În Iisus, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și musulmanii și budiștii nu-L acceptă pe Iisus Hristos ca mântuitor al lor. Asta înseamnă că ei au o credință degeaba. Asta înseamnă că credința lor îi duce în pierzarea veșnică, în iazul de foc. La fel sunt și indușii, oamenii care se închină la păpușa aceea cu mai multe mâini, oamenii aceștia care cred că se închină unui Dumnezeu adevărat și de fapt ei se închină unui Dumnezeu fals. Oamenii aceștia au o religie falsă, o credință falsă, pentru că ei nu-L cunosc pe adevăratul Dumnezeu care a creat universul, care a creat cerurile și pământul, pentru că ei nu-L cunosc pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, care a fost trimis de Tatăl să fie adus ca jertfă de răscumpărare pentru lumea întreagă. Când l-a văzut Ioan pe Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Mântuitorul, a strigat: iată Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cine ridică păcatul lumii? Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. La fel ne spune și 1 Ioan capitolul 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl, adică la Dumnezeu, un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci, dragii mei, cine l-are pe Iisus, are viața. Cine nu l-are pe Iisus, n-are viața. Deci putem să vedem că oamenii aceștia, musulmani, budiștii, indușii, au o credință degeaba. Au o religie care nu este bună. Au o învățătură care nu duce în împărăția lui Dumnezeu. La fel sunt și mormonii, la fel sunt și martorul lui Iehova, la fel sunt și multe alte învățături care îi duce pe oameni în pierzarea veșnică. La fel sunt și cei care se închină icoanelor și morților și picturilor de pe pereți. La fel au o credință degeaba, o credință care nu-i poate ajuta la nimic și totuși ei se duc în adunările lor sau în bisericile lor și ei nu-L cunosc pe adevăratul Dumnezeu care L-a dat pe Fiul Său să plătească la crucea din dealul Golgota pentru salvarea omenirii, pentru păcatul omenirii. Acești oameni se vor trezi la capătul vieții lor din pricina credinței lor false în pierzarea veșnică. Dar tu, dragul meu, ce fel de credință ai? Ai tu o credință vie în Dumnezeu? Ai tu o relație cu Dumnezeu Tatăl Atotputernicul? Ai tu o credință care duce în împărăția lui Dumnezeu? La fel și ateii cred că ceea ce crede este bine. Ce crede ateii? Ei spun, nu există Dumnezeu. Nu există Satan, nu există rai și iad. Asta este credința ateilor, care îl neagă pe Dumnezeu, care tot mereu spune, vezi-ți mă de treabă, nu există Dumnezeu. L-ai văzut tu pe Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu dacă există? Eu de ce nu-L pot vedea? O, aceasta este o credință falsă. Ei se adună unde se adună, ca să învețe ceea ce învață.
dar această învățătură și această credință este degeaba, pentru că în cartea Apocalipsa Biblia spune: dar cât despre fricoși și necredincioși, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, despărțirea eternă și veșnică de Dumnezeu. Ateii nu vor vedea fața lui Dumnezeu. Toți acei care nu cred nu vor vedea fața lui Dumnezeu. Doar în ziua judecății se vor înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Hristos și va trebui să dea socoteală de fiecare faptă pe care a săvârșit-o în această lume în necredință și în neascultare de Dumnezeu. Dragul meu, aceasta este o credință degeaba. Credința budiștilor, credința ateiștilor, credința mormonilor, credința a multor învățături străine. Ce fel de credință ai tu? Tu locuiești într-o biserică de pocăiți. Dragul meu, credința în care ești ți-a schimbat viața? Ești un om nou? Ai tu un caracter nou? Trăiește Hristos în tine? Mai este în gura ta minciuna? Mai furi din când în când? Mai vorbești porcos? Măi omule, tu mai înjuri? Măi omule, te mai uiți pe internet la filme porno? Măi omule, tu mai bârfești pe semenul tău? O, dacă faci toate aceste lucruri, tu încă nu-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Tu încă nu-L cunoști pe Cel care L-a dat la moarte pe Fiul Său. Dumnezeu să te binecuvinteze și să facă ca mesajul acesta să aducă în tine speranță, credință în Dumnezeu. Să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze, dragul meu, și acest mesaj să-ți umple inima de pace, de bucurie și de credință în Dumnezeu.